Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Orestea a anunțat în urmă cu câteva luni că se retrage din televiziune, după ce a apărut Ani buni pe micul ecran împreună cu soția Liliana. Oreste, care are 47 de ani, deține o terasă în Vama Veche. Are afacerea de mulți ani, de aproximativ 10, iar prețurile acolo variază. O bere la halbă costă între 12 și 14 lei, iar una la sticlă între 21 și 25 de lei. Liliana a avut ideea foarte bună de a realiza o conexiune cu generația fiicei noastre sau chiar și mai tânără. A trebuit să ne adaptăm, să învățăm de la cei mai tineri, chiar dacă material nu au venit încă și efectele la care ne așteptăm. Însă avem semnale pozitive din partea celor tineri și asta ne bucură, a spus Oreste. În ceea ce mă privește, legătura mea cu televiziunea a fost un mariaj prea lung. Între 1994 și 2021 am fost în serviciul ei, așa că am decis de câteva luni bune că a venit și vremea în care să mă autopropun la pensie, ca să zic așa. În plus, în ultimii ani s-au schimbat foarte tare și patronii televiziunilor și nu am reușit să mai găsesc un numitor comun cu cei mai mulți dintre aceștia. Iată de ce cred că legătura mea cu televiziunea s-a încheiat, a afirmat Oreste. De 4 ani sunt un bunic foarte fericit. Sunt tată de fată și bunic de băiat. Ca și cum ar exista mai mereu o compensație în viață. Sunt foarte mândru de nepoțelul meu, Igor Alexandru, dar el e unul dintre micile mele secrete, a mai spus el. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.